Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile orei 20. Ploile torențiale din ultimele zile au reactivat alunecările de teren din județul Gorj. De exemplu, în comuna Roșia de Amaradia, drumul județean 675C s-a surpat, circulația fiind direcționată pe un singur sens. Șoferii care sunt nevoiți să tranziteze zona spun că se tem că să mai treacă pe această porțiune de drum pentru că oricând se poate rupe. Codrul și românul sunt frați de când se știe, însă de-o vreme sfidător românul. Frăția nu vrea să o arate, fidel chemărilor ingrate, el defrișează cu mult spor. Și iarba mioriței verde printre gunoaie în zări se pierde, iar plaiul nostru scump și drag, cu brazi, stejari, păduri de fag, acum nu-i chiar gură de rai, e vai de noi, vă spun, e vai. Gorj TV și Radio Târgu Jiu, împreună pentru curățenia de primăvară. Problema alunecărilor de teren din comuna Roșia de Amaradia a devenit coșmarul localnicilor de ani buni. Ori de câte ori plouă, pământul fuge și odată cu el ia și gospodăriile oamenilor. Mai grav este că ieri alunecările de teren s-au reactivat în zona drumului județean 675C. Primarul Liviu Cotoșman spune că i-a anunțat deja pe șefii județului pentru a trimite o echipă la fața locului. Speram să nu mai avem probleme legate de alunecările de teren la nivelul localității, dar iată că nu s-a întâmplat așa. Din nefericire avem din nou probleme cu alunecările de teren. Suntem în zona cea mai afectată în momentul de față. Așa cum vedeți și dumneavoastră, drumul județean afectat grav, se circulă doar pe o singură bandă și acolo cu restricție. Personal vă spun că nici nu văd o soluție de a încerca să redicționăm cumva circulația, pentru că zona nu permite și alunecarea de teren e de o profunzime și o gravitate foarte mare. Zona este atent supravegheată de angajații secției de drumuri și poduri Gorj, care îi și direcționează pe șoferii care trec prin zonă. Aveți zona și o trasez cu indicatoare și cu vopsele. Pe ce porțiune a fost marcat pe această? Pe porțiune de 150 de metri este marcată. Se circulă pe un singur sens? Pe un singur sens, din cauza alunecării. În momentul de față se circulă pe un singur sens. Dacă va continua să plouă și în zilele următoare, drumul ar putea să se rupă. Dacă acest drum nu va putea fi reabilitat de autoritățile județene în cel mai scurt timp, atunci cel puțin 800 de familii ar putea rămâne izolate. Autoritățile locale sunt de părere că drumul ar trebui închis până când va fi reparat, pentru că riscul producerii unei nenorociri este foarte mare. Zilnic în zona respectivă trece de cel puțin 4 ori microbuzul școlar. Șoferii spun că se tem pentru viața elevilor și a lor. Frumos, circulați cu teamă? Deosebit de periculos aici, da. E un pericol mare de tot. Întotdeauna când trecem trebuie să băgăm mai spre șanț. E pericol, mai ales dacă ar trece o mașină mare, probabil că s-ar prăbuși acea în. Sunteți șofer pe microbuz? Da. Pe microbuzul școlar? Da, pe microbuzul școlar de la Roșia de Amaradia. De câte ori tranzitați această zonă? Aici de 4 ori am cursele pe Seciuri, Stejarul și înapoi. Vă este teamă să mergeți cu mașina pe aici? Ne este, deoarece sunt alunecări de teren frecvent. Și este evident să ne fie teamă. Pentru că nu este nimeni care să reabiliteze zona. Într-un fel sau altul să se devieze circulația sau să se reamenajeze. Din cauza ploilor s-au reactivat alunecări de teren și în zona unde este construită școala primară din satul Ruget. Pe clădirea unității de învățământ, dar și pe baza sportivă construită în urmă cu 3 ani, au apărut fisuri destul de mari. Codrul și românul sunt frați de când se știe, însă de-o vreme sfidător românul. Frăția nu vrea să o arate, fidel chemărilor ingrate, el defrișează cu mult spor. Și iarba mioriței verde printre gunoaie în zări se pierde, iar plaiul nostru scump și drag, cu brazi, stejari, păduri de fag, acum nu-i chiar gură de rai, e vai de noi, vă spun, e vai. Gorj TV și Radio Târgu Jiu, împreună pentru curățenia de primăvară.
Lovitură grea pentru democrate liberalii gorjeni. Astăzi, președintele interimar al partidului Ion Cupă a anunțat că a trecut la PNL Gorj. Decizia deputatului a fost luată ieri la București după ce acesta s-a consultat cu conducerea liberală. Supărat că de tensiunile din interiorul organizației și de faptul că fostul președinte Ion Rușeț a fost invitat la Consiliul de Coordonare al partidului fără acordul său, Cupă a decis să facă pasul spre PNL. Democrat liberalii gojeni au rămas fără președinte. Ion Cupa a anunțat astăzi că a trecut la PNL gosătul de certurile din partid. Deputatul a recunoscut că picătura care a umplut paharul a fost desemnarea ca delegat la Consiliul Național de Coordonare a lui Ion Rușeț de către Vasile Blaga, fără ca acesta să fi fost anunțat. Fostul democrat liberal a mai afirmat că a început să se gândească la această variantă imediat după plecarea lui Mihai Strânișoară la PNL. Starea și opinia multora era de a face doar scandal. Eu nu sunt obișnuit numai cu scandaluri. Știu ce înseamnă că în politică există și scandaluri, dar numai scandaluri și fără obiective nu se poate. Dar domnul Strânișoară la PNL nu 100%, dar a avut un puțin un aport și dumnealui, pentru că se știe foarte bine că am o relație foarte apropiată cu dumnealui, dar știam că domnul Rușeț va face parte din delegația de la București, nu știam că, adică bănuiam, aveam informații, dar nu eram sigur. Iar în condițiile astea eu nu pot să fiu parte la lucruri de genul acesta. Proaspăt membru PNL, Ion Cupă, a mai afirmat că își dorește o funcție de conducere în noul partid și alături de el vor mai veni în organizație și alți membri. Probabil trebuie să mă integrez în echipă și vom vedea, bineînțeles, viitorul meu politic nu însemne simplu membru. Să fac și eu ca alții, să rămân simplu membru și bag boata printre gard. Președintele PNL Gorj, Dian Popescu, spune că și-l dorește pe Ion Cupă alături de el în conducerea partidului. Senatorul a mai precizat că vede ca un succes venirea lui Cupă la PNL. Eu consider un succes că am reușit să intru în consonanță cu domnul deputat Cupă și să-l fac să se alăture echipei Partidului Național Liberal, o echipă care se află real pe eșichierul dreapta al politicii din România, dânsul venind din viața privată tot dintr-o zonă de dreapta, a considerat că echipa Partidului Național Liberal este echipa lângă care poate face politică pe termen lung. Gestul făcut de deputatul Ion Cupă a fost comentat intens de politicienii din județul Gorj. Unii s-au arătat surprinși, alții au afirmat că se așteptau la această mișcare. Cupă a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă drept noul membru PNL. Liderul organizației, Dian Popescu, este cel care a făcut anunțul. Urmăriți în continuare un material cu reacțiile politicienilor referitoare la acest subiect. Dan Vâlceanu, fost coleg de organizație cu Ion Cupă, a criticat dur decizia luată de deputat. Vâlceanu l-a catalogat drept trădător pe cel care a părăsit organizația dintr-o funcție cheie, și anume cea de lider. Aici discutăm despre un trădător, pe față, având în vedere și toate evenimentele care s-au întâmplat în ultima perioadă la partid, cu excluderea primarilor, cu tot ce s-a întâmplat. Președinte de organizație cu ștate vechi, liderul PSD Gorj dezaprobă mutarea de ultimă oră făcută de fostul șef al democrat-liberalilor gorjeni. Florin Cârciumaru a catalogat gestul făcut de Ion Cupă ca fiind unul nepotrivit. Aveam o altă impresie în ceea ce privește omul din administrație Cupă. Aveam o altă părere despre domnul Cupă în ceea ce privește omul politic, dar a face un gest la nivelul ăsta, să preiei o organizație acum câteva săptămâni și să părăsești această organizație, părerea mea că dă dovadă de cu totul și cu totul altceva. Colegul Ion Cupă în Camera Deputaților, socialdemocratul Vasile Popeangă, nu este surprins de mutarea făcută de fostul șef al PDL Gorj. Popeangă a declarat că se aștepta ca Ion Cupă să facă acest pas spre PNL după toată susținerea pe care a avut-o în campania de la alegerile parlamentare, în urma căreia PDL a câștigat singurul mandat de deputați pe Gorj. Eu mă așteptam la un asemenea gest al lui Ion Cupă, având în vedere cât de susținut a fost în perioada electorală. Nu asta este o problemă, mobilitatea în politică este foarte clară. El este
obligat, determinat să plece, pentru că mi s-a devenit o zicală. Întotdeauna finul și urmează nașul. Deși fac parte din partide diferite, împărtășesc aceleași idei despre gestul făcut de Ion Cupă. Și democrat-liberalul Nicolae Davițoiu este de părere că Ion Cupă a părăsit PDL-ul în favoarea celor care l-au ajutat să devină parlamentar. Și eu credeam că pleacă la PSD, pentru că PSD-ul este partidul care l-a ajutat pe colegiul respectiv ca să ajungă deputat. I-a făcut un serviciu prin numărătoarea voturilor și avantajarea lui de favoarea lui Dan Diaconescu. Dar eu crezi că a făcut o promisiune USL-ului? Da, sunt convins, pentru că toată lumea știa de când era în campanie electorală la parlamentare din decembrie că el va pleca spre unul din cele două partide, ori PDL, ori PSD. Deputatul PPDD Niculina Mocei spune că trecerea lui Ion Cupă la PNL nu este tocmai o surpriză, deoarece în urmă cu o lună și Mihai Stănișoara a trecut la PNL. Deputatul crede că liberalii atrag cât mai mulți membri importanți de la alte partide, deoarece încearcă să-și consolideze organizația. După cum știm, în urmă cu o lună și domnul Stănișoara a trecut la PNL. Iată că acum domnul Cupă a trecut către PNL. Eu cred că ceea ce încearcă PNL-ul să facă în această perioadă, încearcă să-și consolideze poziția, să se întărească și mai tare. Decizia deputatului Ion Cupă de a părăsi Partidul Democrat Liberal și de a pleca la Partidul Național Liberal a fost comentată dur de primarul Comunei Roșia de Amaradia, Liviu Cotoșman. Acesta a declarat că se aștepta la demersul fostului președinte interimar al organizației PDL Gorj, după ce în urmă cu câteva zile i-a exclus pe cei trei primari ai organizației, respectiv Ion Bârcă, Marian Ardeiu și Dănuț Bălu. Cotoșman susține că acesta a fost un plan premeditat și că cel mai probabil primarii trădători vor ajunge în USL. Mai mult decât atât, Cotoșman a declarat că dacă va fi înființată Mișcarea Populară, atunci se va gândi serios să activeze în această formațiune politică. Pot să spun că e cel mai mare trădător care l-a avut Partidul Democrat Liberal în istoria lui de existență. Cel mai neserios politician, dar consider că domnul Cupă nu a făcut altceva decât a venit ca și spion în Partidul Democrat Liberal cu scopul de a destructura organizația județeană. Se spunea că domnul Cupă intenționat a făcut mișcarea aceasta politică de retragere a sprijinului politic, de excludere, știind că ulterior va ajunge la Partidul Național Liberal și să poată să ia cu dumnealui să evolueze ca și politic în Partidul Național Liberal. Având în vedere că după plecarea lui Ion Cupă, organizația județeană rămâne fără președinte, conducerea centrală va trebui să desemneze un nou lider interimar în următoarea ședință a Biroului Politic Național. Acest lucru se va întâmpla după stabilirea noii conduceri, care va avea loc mâine la Consiliul Național de Coordonare, unde de la Gorj vor participa 8 delegați. Președintele PNL Gorj Dian Popescu dă asigurări că rămâne în fruntea partidului pentru următorii 4 ani. Declarațiile făcute de Danilie Morega zilele trecute, precum că șeful liberalilor va fi înlocuit cu Gheorghe Iana, sunt dezmințite de senator, care este surprinzător de sigur că rămâne în continuare liderul organizației de la Gorj. Nostradamus de la Pade și-a greșit din nou. Liderul PNL Gorj Dian Popescu a anunțat astăzi într-o conferință de presă că previziunile lui Danilie Morega nu s-au adeverit. Liberalul este extrem de sigur că va rămâne președintele partidului chiar și după conferința județene de alegeri care va fi organizată în vară și unde se va alege noua conducere. Nostradamus de la Pade și-a greșit. Sunt președintele partidului și vă anunț pe această cale că voi fi încă 4 ani de aici înainte. Dacă voi decide eu să plec, voi pleca, dar din punctul de vedere al conducerii Partidului Național Liberal, la nivel național, Dian Popescu este președintele Partidului Național Liberal și va rămâne până când ori Partidul Național, filiala Gorj, va spune că nu mă mai vor în frunte, ori eu voi decide să nu mai conduc această filială. Aceste declarații ale lui Dian Popescu vin în urma afirmațiilor făcute de fostul deputat independent Danilie Morega, care a precizat că Popescu va fi schimbat în aceste zile, în locul său urmând să vină candidatul pe Colegiul 1 de deputați la alegerile parlamentare, Gheorghe Iana.
Aproximativ 400 de hectare, mare parte cultivate cu grâu, sunt inundate la Cornești și Buduhala din cauza precipitațiilor. Autoritățile au intervenit cu pompe pentru a nu se ajunge la casele de locuit. Chiar și așa, oamenii spun că ceea ce se întâmplă este un adevărat dezastru. Cei care au fântâni în curte nu pot consuma apa și sunt nevoiți să cumpere apă plată. Peste 1000 de hectare de teren din mai multe localități din județul Gorj au fost inundate din cauza precipitațiilor din ultimele zile. Cea mai dramatică situație se înregistrează în comuna Telești, unde peste 300 de hectare de teren au fost afectate grav de ploile căzute. Da, aici sute de hectare inundate și până mâine dimineață e la căș. Cine credeți că e de vină? Păi cine să fie de vină acum? De vină Anifu cu stația nici atât, că nu pot să facă pompele față. Trei pompe la atâta apă care vine peste tot. Până acum n-a fost inundații așa mari. A fost mai demult, dar se presupune că undeva s-a spart digul la Jaleș. Și de acolo vine toată apa înapoi. Deci apa care vine din sat și de la Jaleș ajunge la stația de pompe și de acolo o întoarce înapoi. O zi a lui, dar niciodată n-a s-a întâmplat așa ceva. Hai de mine, da. Catastrofă ordinară, nu altceva. Dar pompele credeți că merg? Cel mai rău este pentru oamenii care au fântâni în curte, iar acestea au fost inundate. În aceste condiții apa nu poate fi consumată, iar oamenii cumpără apă. Ce se întâmplă? De fiecare dată când plouă foarte mult, vin apele și din două fântâni în curte nu avem de unde bea apă. Până îi mulțumim, ne-a dus apă, da. Ce facem? Cumpărăm! Cumpărăm apă plată din magazin, nu avem altă alternativă. Camilian Floroiu, consilier local la Telești, spune că inundațiile se întâmplă periodic în zonă. Da. Nu știu, e o problemă care se întâmplă ciclic la ploi. Din cauza barajului, jiu umflă celelalte ape și zona din exteriorul satului Șomanești, la ieșire din Șomanești, tot timpul se inundă. Încă de pe vremea când eram copil, cred că sunt 6-7 episoade de genul ăsta. Un alt consilier local spune că în zona inundabilă nu trebuiau date autorizații de construcție și cineva va trebui tras la răspundere. După cum știți, aici în zona noastră se află lacul Ceaur, datorită zonei. În mod normal aici trebuie să fie zonă neconstruibilă, conform hartei. Nu știu cine și-a permis să dea autorizație de construcție aici. V-am zis, aici e lacul Ceaur pe harta apare. S-a dat... Nu știu cum s-a dat aceste autorizații, vă spuse, trebuie verificat, o să încercăm să mergem la primărie să vedem pe ce bază s-au dat aceste autorizații. Nu se pare corect ca oamenii să stea în stres, să vă dați seama toată noaptea, oamenii așa au așteptat să vadă cum ni se inundă gospodăriile și cum oamenii vinovați. Au și apărut primele efecte negative după ce conducerea Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta Turnu Severin a decis să nu mai cumpere cărbune de la carierele private din zona Motru. Peste 600 de persoane își desfășurau activitatea la respectivele firme, însă decizia RAN-ului îi poate lăsa acum fără un loc de muncă. De exemplu, în localitatea Cătunele, câteva sute de persoane își asigurau traiul din activitățile desfășurate la carierele private. Primarul din localitate, Florin Țuilă, spune că deja la administrația locală a crescut numărul cererilor depuse pentru ajutorul social. Aceste cariere private au adus mari avantaje zonei Motru prin faptul că a absorbit toată forța de muncă ce nu și-a mai găsit loc de muncă în cadrul SNLO. Erau benefice pentru cetățenii zonei, câteva sute cu cărți de muncă, transportatori și toți cei care erau înregimentați în exploatarea transportului cărbunelui. A crescut numărul de cereri pentru ajutorul social și s-au vești tot mai proaste. De asemenea, vom pierde la cotele defalcate din impozitul pe salarii, la taxele și impozitele pe terenuri, care ele private cumpărau terenul la cetățeni, terenuri în zone de deal, care nu produceau mai nimic. Câte persoane de la Cătunele știți că lucrează la aceste microcariere private? Luând în calcul de la cei care lucrează în cariere, la transportatori, la cei care mergeau la încărcat cu ziua, chestii de genul ăsta, câteva sute de persoane vor suferi enorm.
Nici în municipiul Motru lucrurile nu arată bine deloc. Majoritatea angajaților de la carierele private provin din această zonă și au fost angajați după ce au fost disponibilizați de la fosta SNLO, după cum afirmă primarul Dorin Hanu. Edilul speră ca această problemă să se rezolve, pentru că altfel ar fi o situație dificilă pentru localitatea pe care o administrează. Pe raza municipiului Motru este doar o singură microcarieră, dar în zona Motrului sunt vreo 7 microcariere, aici vorbesc de Cătune, de Slivilești, de Florești, din județul Medin, în care marea majoritate a salariaților provin din Motru. Și vă dați seama că aceste disponibilizări, dacă vor exista, eu sper din suflet că se va rezolva problema insolvenței ranului, aceste disponibilizări vor face vor aduce o problemă socială delicată pentru municipiul Motru. La ora actuală se știe foarte clar, în zona noastră nu sunt locuri de muncă, este o zonă industriale, marea majoritate a oamenilor lucrează în domeniul minier, unde și acolo sunt probleme în ce privește desfacerea. Un număr mai mare de oameni care își pierd locul de muncă fac probleme sociale deosebite pentru noi, administrația publică locală. Cele 600 de persoane care sunt angajate la carierele respective sunt unici întreținători de familie, iar dacă vor fi disponibilizați, situația va fi cu adevărat una disperată și pentru familiile lor. Inspectoratul de jandarmi județean Gorj și-a deschis astăzi porțile pentru elevii și preșcolarii din municipiul Târgu Jiu. Aceștia au avut prilejul de a vizita sediul și de a asista la exerciții demonstrative prezentate de luptătorii detașamentului mobil. Copiii au avut ocazia de a vedea o parte din spațiile de lucru unde își desfășoară activitatea jandarmii gorjeni, o prezentare a armamentului din dotare, trusa criminalistică și tehnică de intervenție. Concursul a fost organizat la sediul Inspectoratului General al Poliției Române în data de 4 aprilie. Acesta a avut loc pentru ocuparea funcțiilor vacante de adjuncți ai șefilor inspectoratelor județene de poliție din Gorj, Călăraș, Iași și Telorman. Comisarul Daniel Fețeanu este cel care a reușit să obțină postul vacant de la conducerea IPJ Gorj. Într-adevăr, în urma evaluării efectuate la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din data de 4 aprilie, domnul comisar de poliție Fețanu Daniel a fost declarat admis pentru a ocupa funcția de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție al județului Gorj pe linie de ordine și siguranță publică. Urmează să primească numirea oficială? Care este procedura? După declararea ca și admis, urmează să fie numit prin ordin al ministrului. Timp de aproximativ un an, Daniel Fețeanu a ocupat funcția de împuternicit adjunct al șefului Inspectoratului Județean de Poliție Gorj. Fețeanu își va intra în atribuții imediat ce va fi numit oficial în noua funcție. Deținuții au stat față în față cu elevii, iar cu această ocazie le-au împărtășit tinerilor experiențele prin care au trecut și care i-au băgat în spatele gratiilor. Totul a făcut parte dintr-o acțiune inițiată de câțiva dascăli în cadrul programului de care au avut parte în această săptămână elevii și care este denumit Să știi mai multe, să fii mai bun. După o săptămână în care au participat la diferite activități, astăzi tinerii au mers în penitenciarul Târgu Jiu. Acolo s-au întâlnit cu câțiva deținuți și preț de câteva minute au putut sta de vorbă cu cei aflați în spatele gratiilor. Poveștile celor care sunt nevoiți să stea departe de familie și prieteni pentru că au comis ilegalități i-au emoționat pe elevi. Copilașul meu cel mic de 6 ani, vreau să spun că nu l-am văzut de 2 ani și 3 luni. Pentru că am emoții, cum să vă spun, nu, este greu să vină cel mic la mine la vizită și să ne despărțim, plânge, deci este groaznic. Ceea când vrea să vină la mine la vizită, să vină la mine la vizită, a avut accident, s-a sunat cu mașină. Eu vreau să vă spun că este groaznic așa ceva. Răzturându-se cu mașina, bine, mulțumim lui Dumnezeu că nu a avut chiar nimic, vrească Dumnezeu ce se putea întâmpla. Tinerii au afirmat că de acum încolo vor fi mult mai atenți la faptele lor, astfel încât să nu ajungă să plătească prea scump un gest care, la prima vedere, pare a fi minor. Ce sentiment ți-au lăsat poveștile spuse de cei de aici? Foarte mare emoție. Te-au emoționat? Da. Vei fi mai atent în viața de zi cu zi după această experiență? Da, foarte atent. Foarte dureros. Te-au impresionat poveștile deținuților? Da, foarte. Ce ți s-a părut cel mai traumatizant? Că le pare rău pentru ce au făcut. Vei fi mai atent în viața de zi cu zi de acum încolo? Foarte atent.
Ideea acestei întâlniri dintre elevi și deținuți a fost pusă în practică tocmai pentru a preveni delicvența în rândul tinerilor. Ideea nu este numai a noastră, este rezultatul unei colaborări mai de lungă durată pe care o avem cu instituțiile de învățământ din județul Gorj. Această întâlnire a fost ocazionată de săptămâna Școala Altfel. Inspectoratul Școlar Județean derulează activități în această perioadă care au un specific puțin diferit față de orele normale de curs. Am stabilit de comun acord cu unitățile de învățământ să deruleze în această săptămână unele activități care au un caracter de prevenire a delicvenței juvenile. Elevii au fost însoțiți de profesorilor care au încercat ca în urma acestei activități tinerii să tragă cele mai bune concluzii. Împreună cu cei de la penitenciar am hotărât să facem o vizită. Întâlnirea va avea loc organizat cu câțiva dintre deținuții de la Târgu Jiu. Un schimb de idei, de opinii, astfel încât să fie o cât mai bună educație pentru elevii noștri. Programul Să știi mai multe, să fii mai bun se încheie astăzi. Pentru elevi urmează o săptămână de vacanță. În continuare vă invit să urmărim știrile din sport. Fanurii sunt gata de cel mai tare meci al returului. Nistor și compania dau piept sâmbătă cu principala contracandidată la Europa, Petrolul, iar o victorie ar putea cântări enorm la finele sezonului. Mai ales că gorjenii trebuie să-și ia și revanșa după acel umilitor 0-4 din tur de la Ploiești. Fanurii trebuie să dea uitării meciul foarte slab din Giulești și să se concentreze pe duelul cu Petrolul. Oamenii lui Cosmin Contra sunt la numai 2 puncte în spatele Pandurilor, așa că meciul e crucial pentru calificarea în cupele europene. Am zis de la începutul venirii mele aici, trebuie să câștigi cu Vaslui, cu Petrol, cu Dinamo. Meciul pe care trebuie să le câștigi cu contracandidatele dacă vrei să reușești. Că am pierdut la Rapid, că vom câștiga poate în altă parte, dar meciul direct este foarte important. O deplasare foarte grea, poate cea mai grea din acest început de an. Împotriva unei echipe foarte bune, campionatul românesc. Cu un antrenor cu mare experiență în divizia. O echipă care un derby pentru locurile de cupe europene. În tur, Petrolul umilia Pandurii, scor 4-0. Între timp, cele două echipe și-au schimbat antrenorii, Pustai în locul lui Grigoraș, respectiv Contra în locul lui Rednic. Pustai se teme de Petrolul, o echipă cu nume mult mai grele în componență decât Pandurii. Petrolul este o echipă bună, cu un lot foarte bun. Uitați-vă la ce rezerve a intrat Anza, Bugema, care anul trecut erau jucători super revelați în campionatul nostru și anul ăsta sunt pe banca de rezerve. E o echipă care începe să dea roade pentru că există un nucleu de la Cluj, care deja au ceva ani jucat și la Cluj. Stilul de joc al lui Grigoraș a rămas implementat și după venirea noului antrenor. O echipă cu jucători foarte tehnici, o echipă cu jucători care se mișcă tot timpul pe teren, o echipă cu un atacant care este o formă extraordinară, cu Nistor, la fel, care, din punctul meu de vedere, chiar dacă au pierdut meciul din Giulești, a fost cel mai bun de la Fandurii, cu Rădus, care e un jucător care oricând poate să ne pună probleme. Pustai nu poate conta sâmbătă însă pe golgheterul Matu Levicius, lituanianul a încasat stupid un cartonaș galben contra Rapidului și va rata duelul cu Lupii Galbeni. Pandurii nu-l vor putea folosi nici pe Voiculeț, a cărui accidentare s-a dovedit a fi mai serioasă decât se credea inițial, și Băcilă ratează meciul cu Petrolul programat sâmbătă de la ora 19:30. Fanurii au decis să le mărească primele de joc lui Nistor și compania până la finele sezonului. Decizia este cu dus întors însă. Dacă nu prind locurile de Europa, jucătorii trebuie să dea bani înapoi. Măsura a fost luată pentru a-i motiva suplimentar pe elevii lui Pustai pentru ultimele 10 etape ale sezonului. Decizia de a suplimenta primele de joc a fost luată într-o ședință comună cu jucătorii, antrenorii și șeful Condescu. Până acum, Pandurii câștigau 500 de euro la fiecare punct acumulat, dar această sumă se poate dubla. Premierea suplimentară s-ar putea întoarce însă împotriva jucătorilor la finele sezonului, dacă nu prind un loc de Europa. Juca poate pe prime mai bune și dacă nu se atinge obiectivul, vom da înapoi tot noi care luăm bani, dăm înapoi bani. Ne-am angajat la lucrul ăsta. Adică e ceva
de comun acord, că până la urmă toți vrei, te zbați pentru un meci. Nu e vorba că suplimentezi prima la un meci. Nu, poți să suplimentezi prima pentru toată perioada de acum încolo, dar la sfârșit, dacă nu atingi obiectivul, dai bani înapoi. Am făcut-o în scopul de a-i atrage și pe ei, să vină în participare cu ceva. E foarte bun. Ai luat banul și ții în buzunar, ți-e mai greu să-l dai. Dacă nu, ajucăm tot pe banii aia și dacă la sfârșit ne dați. Nu, aia nu e atitudine. Pustai neagă existența unui conflict între el și jucători, antrenorul crede acum că toată lumea de la club e pe aceeași lungime de undă. Sunt convins că toată lumea își dorește să ajungem în Europa League și este și o presiune peste care trebuie să trecem, că dacă nu poți să faci față la presiunea asta, înseamnă că nu are niciun sens să-ți propui lucruri îndrăznețe, că nu să realizezi nimic. Dar ar fi bine să avem și aportul. Publicul poate juca un rol important în meciul cheie cu Petrolul de sâmbătă. Pandurii se pot depărta la 5 puncte de principala contracandidată la Europa în cazul unui succes. Deocamdată suntem pe locul 3. Dacă o să câștigăm sâmbătă, o să ne menținem poziția. Asta am zis, depindem doar de noi. Însă este un meci foarte important. Un meci în care dacă pierzi, poți să pierzi poziția asta. De asta nu înseamnă că, indiferent de rezultat, până la sfârșit nu mai ai șansă. Pe final vă invit să aflăm datele despre vreme. Orei 20 se opresc aici, nu înainte însă de a vă spune că puteți să ne urmăriți și online pe www.gorjtv.ro, iar dacă surpreți imagini care pot deveni știre, vă invităm să le postați la secțiunea Martor Ocular. Rămâneți în continuare pe Gorj TV, imediat după jurnal puteți urmări Pilula cu glazură de cianură, un editorial realizat de Ovidiu Popescu. Să aveți parte de un sfârșit de săptămână așa cum vi-l doriți, numai bine!